Două concepte, două cuvinte, care au devenit deosebit de omniprezente în discursul puterii de la Chișinău, securitatea națională și geopolitică. Salutare, mă numesc Mandarina Trah și azi vreau să vă zgârii urechile cu aceste două cuvinte. Securitatea națională a Republicii Moldova și impactul geografic asupra politicii interne și externe a țării noastre. Anume, aceste 13 cuvinte au deosebită importanță în mai multe guri. Dar cum putem să ne dăm seama care din aceste guri este de aur și care este spartă? Preocupat de acest subiect, șeful unei instituții de resort ne avertiza recent de la ecran că Rusia ar avea în plan să invadeze Republica Moldova la începutul anului 2023. Un așa zis discurs de securitate a fost, după mine, mai degrabă o sursă de insecuritate și alertă. Nu, da, serios, rachetele rusești au zburat deasupra spațiul nostru aerian într-un mod ilegal, rachetele rusești lovesc Ucraina, dar noi ne îngrijorăm că războiul poate ajunge și la noi acasă? Nu vă temeți, gospoda, ciocte și chiuridirim, eu în 2018 personal am dat mâna mea de piele cu domnul Voldemort. El nu e așa strașnic, precum pare. Bașcan Gagauzi, Irina Vlah, vmese s prezident Молдовы Игорем Дадон встретились в Кремле с Владимиром Путиным. Путин очень тепло побеседовал с Ириной Влах и даже дружески взял главу Гагаузии под руку. Iar dacă totuși mă spari, mi se încordează subțioarele și încep să transpir la dinți, eu repejor mă uit la acest calendaric din 2019 și brusc dispar toate coșmarele cu Maia Sandu. Având pe teritoriul țării un produs de tipul conflictelor înghețate, trebuie să alegem o strategie cu perspective politico-diplomatică, dar nu una conflictuală, așa cum ne sugerează unii deputați din fracțiunea PAS. Înțelegeți, dragi oameni, dragi femei, Moldova are conflict înghețat. Asta nu un regim separatist susținut de Federația Rusă. Asta nu război de ocupație cu echipament și armament armatei a 14-a a Uniunii Sovietice. Desigur că nu. Dacă vrem situația să nu devină fierbinte, cea mai bună formă de apărare este tăcerea sub formă de răbdare. Dacă vine Rusia peste noi și vrea să ne drept în bașcanat, noi pur și simplu capul plecat. Dar cu ce ocazie acest discurs plin de îngrijorare, doamna Moh? Marți, la 10 ianuarie, un lot de blindate, Piranha, oferit de Guvernul Republicii Federale Germania, a ajuns în dotarea Armatei Naționale. Piranha? Adică peștele acesta care cu dinți? Care e periculos? De ce nu se putea biban sau năcrăniac caras? Țineți minte zicala din copilărie. A din ras am prins caras. Scuzați, m-am abătut. Și totuși, care e problema cu peștișorii, doamna Irina? Dar am dori totuși să știm de la comandantul suprem al forțelor armate, care ne-a promis că va fi președinta transparenței. Sunt acestea pentru consolidarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova? Sau neutralitatea constituțională este o povară geopolitică în așa zisele vremuri bune? Am dori totuși să știm, spune doamna. Dar am dori totuși să știm. Doar că atunci când pe bune vrei ceva să știi, nu faci video pe TikTok cu texte scrise de biroul de consultanță glanda umflată. Atunci când vrei ceva să știi, afli! Afli, nu vafli! Afli din comunicatul de presă de la Ministerul Apărării că modernizarea armatei are loc în baza unui acord semnat între Ministerul Apărării și autoritățile de la Berlin în luna octombrie 2021. Afli că Germania ne va oferi în total 19 blindate Piranha. Afli că transportoarele vor fi utilizate în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Aceste transportoare blindate deja sunt repartizate pentru dotarea batalionului 22 de menținere a păcii, acelui batalion care este prezent în toate misiunile internaționale la care participăm noi actualmente peste hotare. Ah,
афли, доамна Ирина, дар ну кынцин дудка Кремлину, лы аша кому фак пропагандишти дела телевизионе или лушор. Моя сандущие патруни Occidentale вырса отрага Молдова ан разбой. Декларация партийная депутатului Ilan Șor, care consideră că aderarea țării noastre la NATO va duce la repetarea situației din Ucraina. Afli, doamna Ирина, dar nu faci așa ca actorii fără școală, care se cred miniștri la Tiraspol. Это негативное действие. Вместо того, чтобы политика дипломатические усилия применять, да, и как-то решать проблемы цивилизованным, конструктивным путем, мы видим, к сожалению, абсолютно другие подходы, которые не ведут к стабильности и безопасности на берегах Днестра. Но... Кум воу, приятень, калитец или меледи влогер. Ам реушится тулбур апелеку куада мяди шалеу предатор. А? Да ён ну маста пот. Интим че Русия бомбардиаза Украина, яр армата Републичи Молдова арен дотарио рогатка, ши трей баклэшти дигура кейнарулый. Йонг шо амининцари, ксем натуры дела Москва, под сыростеск. Дака партидол путерий, ну вашти сесе фолосяске, де инструментели оферите де режимул демократик, конфликтул ингицат, пуати дивини унул фьербинти, пунынт ин перикул, секуритатя, ши стабилитатя политика ин цара. Ага, астану политичени финансац ши контролац ди Кремлин, астану агенции ФСБ инфилтрац пила Кишинеу, астау донатии дим партия Германии, кари винеса модернизези армата националы, пунин перикул секуритатя Републичи Молдова. Эй, дары дупаче аш лоджика, атунчкин доведец пидомна Ирина Влаха фары, факинд позе драгалаши кунинсаря, спуницей се дизбрачи джака дияр. Pentru că ea așa pune în pericol fulgii de zăpadă care vin din cer să cadă. Sunt sigură că acest atac la adresa mea este unul orchestrat dintr-un singur centru al puterii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă rog să puneți un like și să distribuiți acest video mai departe, poate măcar cumva vom reuși să tulburăm liniștea acestei doamne frumoase, dar rătăcite din punct de vedere geopolitic. Пупичей.